ziua, sunt David Georgiana, am 33 de ani, locuiesc în Bruxelles, Belgia, am 2 copii, sunt căsătorită de 15 ani. Am aflat că am diabet la vârsta de 25 de ani, când am rămas sărcinată cu prima fetiță. Am continuat cu tratamentul după sarcină, am rămas sărcinată și cu băiețelul. Diabetul s-a agravat, mai multe tratamente, mai mult controle, stări de rău. Am citit apoi pe internet că ar exista o operație care aș putea să o fac să mă ajute să scap de diabet. Nu am fost convinsă, dar am zis ca să încercăm. Am luat programare la domnul Duman. Am venit, am vorbit cu doamna Ioana și cu domnul Duman. Ne-a explicat în ce constă operația, tot ce o să se întâmple acolo. Și am luat decizia ca în 3 zile să plecăm deja în Turcia pentru operație. Ca să încep cu începutul, când am ajuns în Turcia, la Istanbul, au venit, ne-au preluat o mașină din partea domnului Duman de la clinică. Am mers la hotel, ne-am odihnit peste noapte, apoi am plecat la spital de dimineață. Acolo am făcut un set de analize, de investigații. Am așteptat rezultatul, mi s-au spus că sunt aptă pentru operație. M-au internat împreună cu soțul meu. M-a operat totul foarte bine, nu am simțit nicio durere, nimic. Domnul doctor a fost foarte drăguț, ne-a explicat ce se întâmplă, cât o să dureze operația, tot, cât o să stau în spital. Apoi, iarăși, doamnele asistente de acolo au fost foarte de treabă, tot timpul au fost lângă noi. Au trecut și cele 3-4 zile de spitalizare cât am stat. Totul a fost foarte bine. M-am recuperat ușor. Tratament pentru diabet nu mai iau. Niciun tratament, nimic. Sunt bine. Mă simt în formă. Deci toată experiența pe care am trăit-o acolo, vreau să vă recomand și dumneavoastră să o faceți cu încredere. Să nu așteptați să treacă timpul, să veniți la clinica domnului Duman și la tot personalul de aici, să ascultați sfaturile și tot ceea ce vă adresează, pentru că o să vă schimbe viața și o să vă ajute să fiți pe mâini bune, să fiți pe picioarele dumneavoastră cu bine, să fii sănătoși.